Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. Continuăm seria emisiunilor dedicate campaniei electorale și în această seară Ora Adevărului, sau cel puțin la Ora Adevărului, se discută astăzi despre echipe, echipe de campanie, echipe de oameni valoroși care ne vor reprezenta pe noi târgujienii în Consiliul Local, începând, zic eu, cu data de 28 septembrie 2020. Știți cu toții, pe data de 27 septembrie avem alegeri locale, unele dintre cele mai importante din acest an, în primul rând, un an cu probleme, un an cu COVID, un an în care avem aleși locali pe funcții cu o continuare de mandat, un an în care problemele s-au ținut lanț în mai multe administrații locale. Târgu Jiu nu face excepție, astfel că greșelile celor care au condus sau vor să conducă municipiul Târgu Jiu sunt ușor de speculat. Discutăm despre echipe în această seară, despre, eu spun, cea mai bună echipă pentru Consiliul Local dintre toate cele care sunt intrate în bătălia electorală pentru municipiul Târgu Jiu, echipa PSD. În această seară alături de mine se află doi candidați ai PSD, ai PSD Târgu Jiu pentru municipiu, pentru Consiliul Local. Alături de mine se află domnul Arman Land. Bună seara! Bună seara! Și domnul Tiberiu Tătaru. Bună seara! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Salut și telespectatorii postului dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră, vă mulțumesc mult pentru că ați decis să veniți aici în fața târgujienilor, gorjenilor, celor care ne privesc de acasă, la televizor, pe internet, chiar și pe Sud FM, pe 92,3 FM, unde transmisia noastră se vede și se aude în direct. Am acceptat și voi accepta întotdeauna, mai ales pentru că am acceptat o funcție publică și asta te obligă oarecum la participări interactive cât mai dese, pentru că ne dorim din postura de aleși locali să menținem un contact direct cu electoratul și acest lucru putem face doar luând contact cu el prin diverse mijloace, categorică mass media e unul din cele mai bune. Cu siguranță. Eu spun că târgujienii sunt avizi de a afla ceea ce vreți să faceți pentru ei în următorii 4 ani. Sunt avizi de a ști că Consiliul Local nu va mai fi un teren de bătaie, așa cum a fost în ultimii 3 ani. Vor promisiuni, vor proiecte, vor oameni inteligenți, pregătiți, profesioniști, oameni care au demonstrat în domeniile lor, oameni care au o calitate morală și profesională și oameni care sunt gata și bine, bine pregătiți să meargă în Consiliul Local, acest for decizional al municipiului Târgu Jiu, nu pentru a încasa o indemnizație de consilier sau pentru a atrage sfori și a face șmenuri, ci pentru a își reprezenta electorii acolo în acest organism acest local. Acest lucru, așa cum și dumneavoastră ați observat, că Partidul Social Democrat are echipe foarte bune și la Consiliul Local, și la Consiliul Județean, și la toate primăriile din județ, să știți că au observat și electoratul, au observat și populația municipiului Târgu Jiu. Noi mergem în fiecare zi în campanie și suntem extrem de încântați de tonul pozitiv cu care suntem primiți și ăsta este un lucru care ne determină să credem că într-adevăr echipele de consiliere au fost alese cu grijă și fiecare dintre noi reprezintă ceva în domeniul lui de activitate. Ceva, spun eu, destul de mult, pentru că eu sunt în politică de ceva ani de zile, în Partidul Social Democrat din anul 2002 și cred că e cea mai bună echipă actualmente în Partidul Social Democrat din Gorj. Și spun asta atât la nivel de consilieri locali județeni, pentru că v-am spus, fiecare dintre noi are o probitate morală deosebită, dar n-am avut niciodată o conducere atât de unită, sudată și tânără. Vezi, Cosmin Popescu, Mihai Weber, Ciprian Florescu, Aurel Popescu sunt nume de oameni tineri, nume de oameni care au realizat multe lucruri în viață, au un background deosebit și în plus de atât colaborează foarte bine, fie între ei, fie și cu noi. Ceea ce Partidul Social Democrat, dacă până acum câțiva ani de zile era văzut ca un partid dictatorial, partid condus de un singur om, lucrurile s-au schimbat radical. Partidul Social Democrat nu doar că are altă față, Partidul Social Democrat este cu totul altul. Are o altă viziune, o viziune deschisă. În interiorul partidului suntem foarte deschiși cu toții, putem să ne spunem lucrurilor pe nume, lucru care
până acum nu se putea realiza cu aceeași lejeritate. Acest lucru electoratul l-a perceput într-un mod extraordinar de pozitiv, de aceea și remarcile foarte bune, dacă ați observat și pe rețele de socializare în ceea ce privește echipa Partidului Social Democrat. Acest lucru eu cred că ne va duce în primul rând la primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că la Consiliul Județean nu sunt probleme sub nicio formă, dar și la primăria Târgu Jiu vom reuși să o recâștigăm, vom avea și un primar și un consiliu local de aceeași coloratură. Pentru că oamenii au înțeles că dacă ai primarul dintr-o parte și consiliul local din altă parte, din alt partid, vom avea ce am avut în ultimii 3 ani de zile. O permanentă degringoladă, un permanent scandal, toți vor da vina unii pe alții și acest lucru nu duce la nimic bun. Drept pentru care eu sunt convins că acum pe 27 septembrie Partidul Social Democrat va avea și primarul și consiliul local și consiliul județean, astfel încât în 4 ani de zile vom putea să ne întâlnim cu electoratul și să-i demonstrăm lucrurile bune pe care le-am făcut. Ne mai putem să dăm pisica dintr-o parte în cealaltă, pentru că vom avea, cred eu, totul, și asta mă bazez în primul rând pe sondajele interne făcute în interiorul partidului și pe de altă parte pe numărul de electori cu care m-am întâlnit în fiecare zi, și eu sunt convins că acest lucru a ajuns la urechile tuturor în municipiul Târgu Jiu și ne vor da într-un mare procent votul. Aveți timp, încă mai aveți 3 săptămâni de campanie în care vă puteți prezenta programele electorale, vă puteți prezenta echipa, vă puteți întâlni cu cetățenii din municipiul Târgu Jiu și a le afla problemele și nemulțumirile. Nu o să rămână niciun cartier nebătut, o să mergem în fiecare zi, și astăzi am fost cu Ciprian Florescu, cu viitorul nostru primar, și am observat o grămadă de lucruri care trebuie remediate, o grămadă de lucruri care sunt minore, poate. Un parc de distracții pentru copii din interiorul blocurilor, din cartiere, care sunt într-o stare nu tocmai bună, n-aș vrea să spun dezolantă. Sărăcăcioase multe din ele. Sărăcăcioase. De loc de îmbunătățit. Foarte multe care au dalele alea de plastic sau de cauciuc ne la locul lor. Un pericol permanent pentru copii. Sunt blocuri chiar din centrul municipiului Târgu Jiu, chiar astăzi am vorbit cu Ciprian Florescu, niște blocuri chiar pe strada principală vis-a-vis de magazinul Parângu, care pe partea din spate au tencuiala căzută cu totul. Astfel de lucruri trebuie aceste blocuri trebuie introduse într-un program clar de reabilitare, lucru care până la acest moment nu s-a făcut. Cu siguranță în mandatul de primar al domnului Ciprian Florescu aceste lucruri se vor realiza, pentru că municipiul nostru este un municipiu extraordinar. Avem foarte multe lucruri pe care putem să le arătăm lumii. Nu trebuie să fim trași înapoi de aceste lucruri de suprastructură care se pot face destul de repede. Și un primar responsabil cu siguranță le va face. Având alături o echipă obligatoriu, așa cum trebuie, echipa de consilieri lângă. O echipă serioasă. Și o majoritate, așa cum ar trebui. Domnule Land, sunteți așa un fel de new entry pe lista de aleși locali, viitori aleși locali ai PSD Târgu Jiu. Sunteți om de cultură, ați demonstrat în domeniul dumneavoastră de activitate și veți avea un cuvânt de spus în momentul în care veți ajunge în Consiliul Local, în ceea ce privește nu neapărat Brâncuș, ci tot ceea ce înseamnă cultură în municipiul Târgu Jiu, un domeniu care are foarte, foarte multe carențe. Aveți un proiect, v-ați pus amprenta pe ceva din ceea ce a pregătit PSD Târgu Jiu pe acest domeniu de activitate? Da, ați spus bine, new entry, eu sunt destul de nou în politică. Practic, toată cariera mea se învârte în jurul artelor plastice și a domeniului cultural. Și da, am un proiect, lucrez la un proiect de câteva luni bune, un proiect de turism cultural. Este adevărat, noi trăim în orașul Brâncuș. Orice discurs sau oricărui om politic sau oricine care vorbește la televizor începe cu bine ați venit în orașul Brâncuș, dar corect. Nimeni nu a făcut nimic în toți anii ăștia pentru Brâncuș. S-a spus foarte mult. S-a spus foarte mult. Se la orice scrie. Discurs s-a spus se scrie Brâncuș, și se vorbește foarte mult. Dar trebuie să ne punem în starea de a le face. Și pe lângă Brâncuș, noi avem atât de multe lucruri în orașul nostru și în județul nostru care nu trebuie să le dăm la o parte, doar pentru că avem șansa să-l avem pe Brâncuș. Sau opera, chintesența operei lui Brâncuș este la Târgu Jiu. Avem pe Iosif Kieber, de care nu vorbește nimeni de ani de zile. E mort din 1990, dar nimeni nu vorbește de el. Casa a intrat numai acum în reabilitare de câteva luni de zile. Așa este. Și este o casă monument istoric, o casă cu o valoare inestimabilă.
avem Ecaterina Todoroiu, avem extraordinar de multe lucruri pe care noi putem să marjăm în... Putem să le vindem pentru absolut. Turiști. Noi pentru turiști trebuie să vindem o poveste frumoasă pe care o avem. Doar trebuie să o scriem. Sau ea este scrisă, dar trebuie să o tipărim. Așa este. Și pe lângă toate astea, noi, județul Gorj este județul cu cel mai multe peșteri din România, poate din lume, din ce am înțeles. Dar știu sigur că din România cele mai multe. Avem mănăstirile, avem cheile. Toate lucrurile astea trebuie să creăm un ansamblu în jurul lor și să-l dezvoltăm. Și cum prin turism cultural, noi trebuie să aducem oameni. Dacă mergeți în weekend pe Bulevardul Brâncuș, sunt mașini în toate județele țării. Numai că oamenii ăia vin, fac câteva poze și pleacă. Noi trebuie să ne gândim la cum să-i ținem aici. Ce le oferim? Păi nu putem decât să le oferim niște tururi profesioniste de a vedea ce înseamnă turismul. Să le oferim, mai ales că județul Gorj și noi, oltenii, avem încă Suntem un județ cu oameni care țin la tradiții și încă avem tradiții aici. Trebuie să arătăm tradițiile pe care le avem. Și tocmai la asta lucrez, la un concept de city break al orașului Târgu Jiu, care cred că poate să dea roade. Este un proiect care are o bătaie foarte lungă. Nu e pe 4 ani, pe 5 ani. Asta poate să meargă la infinit, pe 10 de ani. Așa este. Și avem turismul, o echipă salvamont foarte bună. Echipa avem salvamont, un rafting, unul din puținele județe care se fac. Da, toate avem lucrurile astea, un părtii de schi în județul nostru. Toate acestea pot fi integrate. Normal, normal. Și mai ales am văzut că a fost domnul Ciprian Florescu la Craiova și a avut o discuție cu doamna Olguța Vasilescu. Asta mi s-a părut chiar un lucru foarte este interesant, un lucru de foarte... o legătură. Da, și se poate face. Noi nu avem aeroport. Craiova are aeroport. Noi trebuie să creăm condițiile cum să ajungem să aducem turiștii de la aeroport în Târgu Jiu. Târgu Jiu are nevoie de un autobuz turistic care să-i plimbe pe oameni. Că omul parchează, își face câteva poze. Stați că asta cu parcarea este o altă problemă. Da, unde parchează înainte pe de orice? Pe bulevard, că s-a pus acea restricție de weekend. S-a lăsat doar așa, pe porțiuni să poți parca. Deci, Târgu Jiu are foarte multe, foarte, foarte multe probleme, dar problema culturală trebuie scoasă în evidență, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră, echipa PSD, aveți oameni pregătiți pentru așa ceva. Asta pentru că ni s-a promis mult și s-a făcut puțin. Să nu uităm că actualul primar sau actuala administrație Romanescu a ieșit în frunte sau a câștigat voturi pe această beznă de la coloană de care știți toată lumea. Dumneavoastră, de ce nu marjați pe acest subiect? Bezna de la coloană încă este, din păcate. Este, e acolo. Este tot acolo, dar domnul Romanescu este încă în scaunul de primar și mai vrea un mandat. De ce PSD nu bate monedă pe acest subiect? Pentru că până la urmă, problema este tot acolo. Da, de ce nu a rezolvat-o în acești 3 ani? Problema e nerezolvat, probabil n-a mai fost în zonă. După alegeri, chiar foarte mult, cum zicea și Tibi, ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni și, să spunem, nu spre surprinderea noastră, pentru că știam lucrul ăsta, dar foarte multă lume s-a plâns că nu l-au văzut în acești 3 ani. Nici pe dumnealui, nici consilierii dumnealui din acești 3 ani de zile. Nu au mers în niciun cartier și lumea era mâhnită din cauza... Din acest merge cap. În următoarele, da, următoarele zile, da, de campanie. Lumea era obișnuită cu domnul Cârciumaru, că avea acel stil de a fi popular, de a fi între oameni, de a vedea și a cunoaște problemele reale a omului. Că degeaba stai în birou ca primar sau ca așa și consilier local sau județean, te duci la ședințe și ai plecat acasă. Nu e suficient. Trebuie să vezi exact problemele cu care se confruntă populația. Să le populația. Vezi, să le notezi și să le rezolvi. Am fost în zona de sud. În câteva cartiere, orașul arată deplorabil. Deplorabil. Pe strada Minerilor este un bloc, nu știu, parcă e de ghetto. Pe altă lume, ghetto, da, nu e normal într-un oraș european în 2020 să avem așa ceva. Da, și mai ales spuneați un oraș... dumneavoastră că primarul nu merge pe străzi sau nu pe acele străzi. O spun oamenii din stradă, de asta... Așa este. Domnul Tătaru, ați demonstrat în activitatea dumneavoastră profesională, sunteți un om care lucrați în sănătate. Vi se pare că acest Târgu Jiu este sănătos? Din punct de vedere politic, nu neapărat. În schimb, acum să lăsăm gluma deoparte, în ceea ce privește sistemul de sănătate, lucrurile s-au mișcat foarte bine în ultimii ani de zile.
Cosmin Popescu a avut o viziune foarte bună asupra tot ceea ce înseamnă sistem de sănătate. N-a ținut cont nici de culoare politică. A reușit să atragă fonduri împreună cu domnul președinte Weber, să atragă fonduri prin parlamentarii pe care i-am avut pentru toate spitalele din județ. Nu uitați că avem 3 spitale care au conducere PNL. Acest lucru n-a fost ținut cont de președintele Consiliului Județean și nici de domnul președinte Weber, pentru că s-au zbătut, pentru că cel mai important este sănătatea gorjenilor. Aceste lucruri nu se opresc aici. Dacă vă aduceți aminte, acum câțiva ani de zile, eu țin asta minte foarte bine pentru că am lucrat în domeniu și la Spitalul de Pneumoftiziologie Dr. Vladimirescu și la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și cunosc foarte bine realitatea și sumele de bani pe care le-am avut la dispoziție pentru a reuși să obținem acea acreditare, atât la Dobrița cât și la Târgu Jiu. Acreditare care se obține foarte greu, tocmai pentru că trebuie să îndeplinești foarte multe criterii de performanță. Spitalul Județean are cel puțin 1700 sau 1800 de criterii la care trebuie să corespundă. Am reușit să luăm acreditarea datorită investițiilor făcute masiv în această instituție. Investiții care nu s-au oprit. Investiții care au continuat, continuă și acum. Toată presa voiește în permanență de cât de multe se aduc în Spitalul Județean, pentru că este nevoie. Iată că am ajuns cu toții într-o situație, în cadrul acestei pandemii, într-o situație în care ne uităm cu disperare către instituțiile de sănătate. Aceste instituții de sănătate, indiferent de factorul politic, trebuie să funcționeze. Și trebuie să funcționeze la un nivel foarte ridicat. De aceea au reușit să absorbă acum, Consiliul Județean a reușit să absorbă fonduri europene pentru dotare, au reușit să absorbă fonduri europene pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, astfel încât să aibă echipamente la dispoziție de protecție și a salariaților și a beneficiarilor de servicii, respectiv pacienților. Aceste lucruri sunt făcute numai cu o aplicare extraordinar de mare asupra sistemului de sănătate. Eu nu contest că și drumurile sunt importante, infrastructura, cum spunea și colegul meu Arman, trebuie important. Făcută totul legătura între orașe, trebuie să atragem turiștii. E foarte bine, dar trebuie să fim polivalenți și Cosmin Popescu a demonstrat că este polivalent și a reușit să atragă fonduri foarte mari. Avem un proiect extraordinar pentru sănătate pentru viitorii 4 ani și nu proiecte din astea facem noi spitale noi. Nu poți să faci un spital nou în 4 ani de zile. Este exclus. Dacă vrea cineva să vină cu această... Și vă spun în calitate de fost manager al spitalului care m-a zbătut pentru un spital nou și știu ce înseamnă acest lucru. La Compania Națională de Investiții am bătut drumul de foarte multe ori acolo. Știu ce înseamnă lucrul ăsta. Pe de altă parte există și Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate pentru perioada 2020-2027 în care sunt finanțate proiectele pentru spitale regionale. Spitalele regionale pot fi reamenajate, dotate, extinse și așa mai departe, dar nu avem destinație pentru spitale noi județene, ci doar regionale. Motiv pentru care Ciprian Florescu, Cosmin Popescu au venit cu un plan pentru sănătate foarte frumos, integrat, astfel încât unul din proiectele care a fost început acum ceva ani, prin prima dată știu că am pus acest proiect pe tapet prin anul 2014 cu extindere clădire a Spitalului din Strada Progresului, clădire 700, cum o știe toată lumea, o clădire de 6 etaje unită cu pasarele de actuala clădire. Acest lucru este fezabil, acest lucru se află și pe strategia națională, acest lucru stă în picioare. Acest lucru vrem să-l facem, acest lucru vrem să-l facem până în anul 2027. Dacă vă uitați în proiectul de sănătate al domnului președinte Cosmin Popescu, o să observați că acest proiect are termen de finalizare 2027 și este doar o extindere a spitalului. Dacă am vorbit de un spital nou, cum vorbesc alții, termenul cu siguranță ar fi mult mai poate lung. Poate peste 10 ani. Poate peste, în cel mai fericit caz, 10 ani. Dar noi vorbim doar de lucruri concrete, de lucruri viabile pe care le vom face. Această extindere clădire costă 150 de milioane de lei și o vom face din fonduri europene. Termenul de finalizare, repet, este 2027. Tot pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Reabilitare, modernizare, extindere unitate de primiri urgență. Ați observat că acum, cu toată această nebunie, întotdeauna aveți nevoie de servicii de urgență. Ei bine, în acest moment, unitatea de primiri urgențe funcționează bine. Dar nu așa cum ne-am dorit. În permanență ne dorim foarte mult. Am tot vorbit în permanență că am investit în spital. Da, e ok, dar niciodată oricât ai investi în sănătate nu este suficient. Pentru că
Toate cadrele noastre sunt foarte bine pregătite, participă la conferințe, congrese internaționale, astfel încât află în permanență de noutăți, de lucruri tot mai noi care apar în domeniul medical și pe care le vrem și noi aici. Deci în permanență trebuie să ne updatăm, în permanență trebuie să achiziționăm aparatură nouă, modernă, să o dotăm pe cea actuală suplimentar cu accesoriile necesare. Astfel încât la UPU avem o extindere de 8,5 milioane de lei din fonduri proprii, buget propriu și fonduri europene nerambursabile. Se va extinde și cu o construcție nouă, care o să includă la spitalul de pe strada Tudor Vladimirescu, un sediu de pe Tudor Vladimirescu, un salon de urgențe și o rampă de acces ambulanțe. Dacă o știți pe cea actuală, este destul de îngustă, nu se poate crea accesul așa cum trebuie la ambulanțelor. Aceste lucruri sunt prinse și primăria municipiului Târgu Jiu, care până acum nu s-a implicat. Mi-aduc aminte doar în anul 2016, domnul Aurel Popescu era în funcția de primar interimar, când a plecat domnul Cărciumaru până la organizarea alegerilor, și atunci a investit o sumă de 500.000 de lei din partea primăriei în dotarea secției de neurologie și a unui compartiment pe care l-am făcut noi atunci, era un compartiment nou la parterul spitalului de la clădirea 700. Cu alte cuvinte, atunci s-au găsit bani. Ulterior, primăria nu s-a mai implicat cu nimic. Am avut discuții nenumărate cu Ciprian Florescu și vrea să participe în permanență la tot ceea ce înseamnă sănătatea gorjană. De ce? Pentru că din statistici reiese că un procent de 50-60% dintre pacienți sunt locuitori ai municipiului Târgu Jiu. Și atunci primăria municipiului Târgu Jiu nu poate să stea indiferentă, să spună nu e instituția mea, pentru că Consiliul Județean este forul tutelar superior al spitalului, eu nu mă bag. Nu vor fi lucrurile așa. Primăria municipiului Târgu Jiu, prin primarul Ciprian Florescu, va fi un actor principal pe scena sănătății, pentru că are un interes deosebit, având locuitorii de partea lui care se tratează în cea mai mare parte în această instituție. Eu zic că ar fi chiar obligat să facă acest lucru, dar cu atât obligat mai mult cu cât ați n-a fost, nu a fost, până, dar ar fi trebuit să fie. O obligație morală. Ciprian este un om cu sufletul alături de târgujieni și care dorește să investească în acest lucru. Două din proiectele pe care și le dorește Ciprian, alături de mine și bineînțeles Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, sunt două proiecte care eu consider că sunt de o importanță vitală pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și pentru tot județul nostru. Eu am vrut să le fac în mandatul în care am fost manager, n-am avut timp. Am avut un mandat de 3 ani și jumătate, nu am avut timp să le fac, dar cu siguranță aceste lucruri trebuie făcute mai devreme sau mai târziu. Și, de fapt, nu mai devreme sau mai târziu, în 2022 avem termen pentru înființarea unei secții de radioterapie pentru pacienții oncologici. Acest compartiment va costa 2,5 milioane de lei din fonduri de la bugetul de stat. Am găsit deja locația la spitalul de la Pasarelă, o recompartimentare, astfel încât acest compartiment să aibă loc acolo. De ce cred eu că este imperios necesar a face acest lucru? Pentru că cred că sunt puține familii care să nu aibă un bolnav de cancer în familie. Din păcate, da. Cel mai apropiat centru de radioterapie care se folosește atât pentru prevenirea sau pentru diminuarea nivelului unei tumori ca să poată fi intervenit chirurgical sau ulterior postoperator pentru eradicarea tuturor celulelor canceroase. Acest lucru se face cel mai aproape la Craiova. La Craiova lista de așteptare este de cel puțin 4 luni de zile. Cu alte cuvinte, în momentul în care afli că ai cancer, te operezi sau nu și stai 4 luni de zile să aștepți la coadă. Acest lucru nu vreau să mai întâmple pentru locuitorii Târgu Jiului și a județului Gorj. Aici avem oameni care trebuie tratați la ei acasă. De aceea și sloganul lui Ciprian, un loc numit acasă. Pentru că asta noi semnifică? Vrem, chiar noi și asta vrem, semnifică? Chiar și asta, pentru că noi vrem să avem toate serviciile din toate ariile de activitate la noi acasă. Trebuie să ne tratăm în Târgu Jiu, cum am face-o și la Craiova, cum am face-o și la Viena, cum am face-o și în oriunde în altă parte. O altă idee extraordinară care trebuie făcută și acest lucru se va face tot la fel până în anul 2022 este o secție de îngrijiri paliative. Secția de îngrijiri paliative se referă la creșterea calității vieții, la promovarea demnității umane, toate acestea ducând la o evoluție pozitivă a bolii. Aici ne referim la pacienți care se află în situație terminală. Nu știu dacă știți, dar în județul Gorj nu există niciunde unde să se poată adresa un pacient aflat într-o stare terminală a unei afecțiuni care știm ce sfârșit are într-un termen
care să ajute atât pacientul cât și familia să treacă mai ușor acest peste lucru. Acest lucru se face mult mai ușor într-un mod organizat decât în familie. În familie poate nu sunt pregătiți din punct de vedere psihologic pentru a face față unei asemenea probleme. Trebuie să beneficiezi de un ajutor specializat. Acest ajutor specializat de unde să vină? De la instituția semnificativă cea mai importantă din județ, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. El trebuie să aibă această obligație și acest lucru se va face în foarte scurt timp, în 2 ani de zile de la câștigarea noului mandat. Acest lucru va fi sprijinit de Ciprian Florescu în calitate de primar și, bineînțeles, artizanul este Cosmin Popescu, președintele Consiliului, în a cărui subordine se află Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Proiectele nu se opresc aici. Proiectele sunt foarte multe. Proiectele continuă cu înființarea unui compartiment. De ce? Trebuie să ne extindem. Nu avem în județul Gorj neurochirurgie. Nu avem în județul Gorj chirurgie vasculară. Nu avem în județul Gorj chirurgie spinală. Aceste lucruri au o importanță extraordinară, pentru că poate mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre telespectatorii noștri au diverse asigurări de sănătate, poate la Viena, poate la diverse instituții de lanțuri de sănătate. Într-o situație de urgență n-ai timp să ajungi. Și trebuie să te într-o situație de urgență te adresezi Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu sau Spitalului de pe raza unde te afli. Din acest motiv trebuie să investim în sănătate, trebuie să investim masiv în sănătate. Lucru care iată că se întâmplă. Compartimentul de neurochirurgie, deja am găsit doctorul Niculescu, care s-a implicat activ, a găsit deja medic, pentru că și eu am vrut mai de mult să fac acest lucru, eu n-am găsit medic la vremea respectivă care să accepte să vină în Gorj. Doctorul Bogdan Niculescu a reușit să găsească un medic, astfel încât în 2021, iată un termen foarte curând, 2021 cu o investiție de 1,5 milioane lei vom avea compartimentul de neurochirurgie. Acest lucru deja este pe tapet la Consiliul Județean, la Spitalul Județean și se va realiza. Mai avem compartimentul de chirurgie vasculară, care va fi realizat tot în 2021 cu 500.000 de lei. Așadar, termene foarte scurte pe care vrem să le realizăm. Nu vorbim, repet, de spitale noi pe care le facem noi în 4 ani. Nu se poate să construiești așa. Asta doar ar dacă fi vrei bine să completăm ceea ce avem asta, și să dacă modernizăm vrei ceea ce oamenilor avem. Să-i prostești, da, le spun în 4 ani să fac spital nou. Și peste 4 ani vin și te mint altceva. Nu e cazul. Noi la Partidul Social Democrat nu vindem minciuni, nu vindem gogoși, noi facem lucruri, facem proiecte. Tot la fel compartimentul de chirurgie spinală. Tot în 2021 are termen și costă tot 500.000 de lei. Acest lucru va fi realizat în cel mai scurt timp pentru că aceste termene vrem să le respectăm. Atât eu cât și Bogdan Niculescu am afirmat foarte clar că dacă nu reușim să implementăm ceea ce vorbim, ne vor retrage din activitatea politică pentru că înseamnă că nu reușim să imprimăm proiectele noastre colegilor. Lucru este care, foarte interesant. Nu ce spuneți noastră și că oferiți personalitate proiectelor, adică faptul că dumneavoastră vă implicați direct. Domnule Lant, ați auzit și dumneavoastră, sunt foarte multe proiecte pe care colegii dumneavoastră le-au pregătit, le-au trasat, au găsit și modalități de finanțare și sume. Și deci nu sunt doar niște lucruri scrise pe un pliant electoral, ci pur și simplu sunt gândite de la A la Z. Adică se fac atunci, în data de se termină, costă atât. De ce nu v-ați gândit și dumneavoastră ca și contracandidatul dumneavoastră de la municipiu să vă treceți toate aceste proiecte pe niște bannere pe care să le afișați prin oraș? Am și eu. Urmează să se tipărească și pliantul meu cu proiecte. Cu proiectele culturale. Absolut. Probabil, da, vi se pare normal ca ceea ce a făcut primarul municipiului de a enumera niște proiecte pe care nici măcar nu le-a făcut sau pe proiecte care sunt în curs de realizare sau proiecte care au fost făcute de fosta echipă de la PSD la primăria Târgu Jiu? Mie mi se pare normal să-ți asumi ceea ce faci tu și ceea ce gândești tu. Că furi de la altul sau îți asumi lucrurile altuia, nu știu, denotă faptul că n-ai imaginație, că n-ai spirit. Cum îi vedeți dumneavoastră pe cei din artă care fură de la colegi? Oameni lipsiți de talent. Deci oameni lipsiți de talent. Da. Avem oameni lipsiți de talent la primăria Târgu Jiu, în administrația locală? E plin. Deci este plin. Da. Cum credeți că putem să dăm la o parte schimbându-i astfel acești oameni? Schimbându-i cu oameni cu viziune. Avem calea eroilor. Vă dau un exemplu, cel mai simplu exemplu, pentru că e palpabil și îl vedem zi de zi. S-a făcut un proiect
pe când era domnul Aurel Popescu primar interimar și, de fapt, a început înainte, pe timpul domnului Cărciumaru, dar s-a primit prima tranșă de finanțare de 2 milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea căii eroilor în martie 2017, când era domnul Aurel Popescu primar interimar, și nici până în ziua de astăzi n-am reușit să facem acel tronson. S-a săpat este un cumplit. Pic. Este, este cumplit. Timp este. Pierdut. Adică să primești 2 milioane de euro și să nu faci nimic cu acei bani, să-i ții doar pentru că ți-e frică că nu o să-i primești pe restul. Nu există așa ceva. Banii ăia i-ai primit pentru un lucru, de la, din punctul A până în punctul B. Alea trebuie realizat. Adică, ba, avem un proiect finanțat parțial, este adevărat. Început. Deci finanțarea a fost începută, dar ca să continue trebuie să cheltuiești banii aia. Nu poți să-i ții în pușculiță ca și copiii mei. Îi țin când cresc mai mari să le cumpăr bicicletă. Nu. Ăștia-s bani care trebuie să-i cheltui acum pentru comunitatea din care faci parte, pe care o păstorești. Așa este. Dacă mâine dumneavoastră, domnule Land, împreună cu colegii dumneavoastră, ajungeți la primărie, mai este foarte puțin, deja am început numărătoarea inversă pentru primăria Târgu Jiu și pentru Consiliul Local, puteți oferi garanția cetățenilor municipiului Târgu Jiu că veți continua acest proiect, că veți folosi acești bani, că vă veți bate pentru a primi restul de bani. Banii aceștia trebuie cheltuiți imediat. Imediat trebuie făcută licitație, trebuie urmărit Ciprian Florescu, în momentul în care, deci am avut discuții aplicate cu dumnealui pe aria mea, pe domeniul cultural, vaste. Și am convenit, în prima săptămână în care o să fie primar și o să fie un consiliu local, noi trebuie să mergem, să luăm contact cu Vizarta, cu doamna Irina Florescu, care este managerul, directorul Vizarta, care se ocupă de drepturile de autor al lui Constantin Brâncuș în România. Trebuie mers acolo și discutat și văzut exact care este impedimentul pentru care, am înțeles, în 2008 s-a pierdut în instanță drepturile, dar Teodor Nicol, persoana care este moștenitorul de drept al imaginii, trebuie discuta cu el. Avem în România o instituție. Pe când eram la Ministerul Culturii, am avut o întrevedere alături de domnul secretar de stat Mihai Gherghe și echipa din minister a domnului Breas. Am avut o întrevedere cu doamna Irina Florescu și ne-a explicat că este o procedură pe care primăria Târgu Jiu trebuie să o urmeze. Dar și de ce n-a făcut acest lucru? Nu știu, să-i întrebăm pe ei. De ce s-a pierdut atât de mult timp și nu s-a făcut absolut nimic la acest capitol? Nu știu. Păi ei ar trebui întrebați. Eu vă pot spune ce putem face noi. Ce o să facă domnul Florescu în momentul în care o să ajungă la primărie. Este păcat să stai pe mina de aur și să te uiți la stele. Așa este. Noi, iar pe lângă asta, deci, tot ce înseamnă, deci este un mega proiect această Cale a Eroilor. Aretia Tătărescu și Liga Femeilor în anii 30, când au contractat pe Constantin Brâncuș pentru acest proiect, au gândit vizionar. Și oamenii ce au zis atunci? Noi trebuie să gândim pugul orașului, planul de urbanism general al Târgu Jiu, plecând de aici. Ăsta este punctul zero al Târgu Jiului. Noi nu trebuie să inventăm roata, noi o avem aici. Trebuie doar să o facem să funcționeze, să o ungem. Iar domnul Florescu, în momentul, vă garantez că în momentul în care o să ajungă primarul Târgu Jiu, o să schimbe lucrurile fără doar și poate. Pentru că vrem și se poate. Deci, odată ce intri în contact cu directorul unei instituții și spune, băi, trebuie să încercați. Au fost chiciuri pe piață. Normal că moștenitorul de drept a spus, băi, nu se poate, nu putem să vindem chiciurile alea. Trebuie ne să facem de râs. Așa cu lucruri de calitate. Dar trebuie să te pui în starea de a le face. Dacă doar stai și te uiți la televizor, nu. Nu rezolvi nimic. Domnule Tătaru și dumneavoastră, domnule Land, v-am văzut alături de Ciprian Florescu în acel cartier din municipiul Târgu Jiu, în care s-au construit două blocuri ANL de ceva vreme. S-au repartizat deja locuințele către 40 de familii, 40 de tineri, asta în 2018, dar în prezent acei oameni locuiesc în aceleași locuințe, vai mama lor, împreună cu familii numeroase, cu probleme sociale. Cum vă explicați acest lucru, că nu s-a reușit de către actuala administrație locală să îi mute practic pe acești oameni care, nu știu, au fost trecuți pe o hârtie, mai că au primit cheile de la locuințe, să-i mute în blocuri, în aceste blocuri noi,
pe care, din păcate, administrația n-a reușit nici măcar să le racordeze la utilități și nu numai asta, nu a reușit să finalizeze toată procedura în ceea ce înseamnă recepția lucrării de la ANL. Cum vedeți, domnule Tibi, cum vedeți, domnule Land? Nu e o bătaie de joc? Nu s-a vândut pielea ursului din pădure, cum zicea astăzi? Eu văd ca pe o nepăsare față de locuitorii acestui oraș. Acel ANL este un exemplu, un exemplu pe care l-avem. Dar ca acel exemplu v-am dat și exemplu și din Strada Minerilor și sunt foarte multe pe loturi la fel. Și nu poți să lași orașul ăsta să pice, nu poți să lași oamenii să sufere doar pentru că nu vrei. Te închizi în birou și nu vrei. Trebuie să ieși pe stradă să vezi. Deci ai niște termene. Păi termenele trebuie respectate dacă constructorul nu le respectă. Îl amendezi. Există, deci pecuniar. Există modalități de a-l grăbi, de a-i forța în un fel. Nu poți să lași lucrurile așa la nesfârșit. Las că trece, vin alegerile. Ce se întâmplă de o lună, de zile, de 50 de zile în Târgu Jiu? Târgu Jiu este răsturnat. Treia nu s-a întâmplat nimic. Da, dar acum este într-un mare șantier. Se asfaltează, se sparge, nu există. Păi asta e păcăleală. Oamenii nu mai cred în minciunile astea electorale. Mi-a plăcut foarte mult și Ciprian Florescu a avut o idee extraordinară cu acele banere micuțe puse în lateralul străzii care arătau cu săgeata către banerele. Pentru că și-au asumat niște lucruri pe care... Și au scris niște minciuni. Cel mai ușor în viață este să tai o pamplică. Cel mai greu este să creezi un proiect și să-l pui duci pe capăt. Duci până la capăt. Așa e ușor. Știți cum e? Un sportiv aleargă, un fotbalist, și îl schimb în minutul 90 și îl bag pe altul și ăla e câștigător. Nu există. Oamenii prea... Și o altă idee extraordinară, live-urile pe care le-a început Ciprian Florescu cu Aurel Popescu, care sunt făcute exact la fața locului vis-a-vis de toate aceste lucruri care nu au fost puse corect populației, a fost dezinformată populația. Sunt niște populația. Mari minciuni, domnule Cătaru, mari minciuni. Acele live-uri au un răsunet extraordinar. M-am uitat astăzi întâmplător, că nu prea am timp la serviciu, dar mi-am aruncat ochii, am văzut 2000 și ceva de vizualizări doar într-o oră de la live-ul respectiv. Pentru că oamenii vor să afle adevărul, vor să vadă un adevăr, așa a spus, de la capul al fine. Și târgujenii noștri, să știți că sunt oameni deștept, nu mai pot fi duși cu preșul. De data asta s-a încheiat, s-a terminat. Și vă garantez acest lucru pentru că iau pulsul lor zi de zi și cu siguranță vom avea un consiliu local și primar de aceeași coloratură ai Partidului Social Democrat. Avem nevoie de liniște și avem nevoie să dăm înainte. Trebuie să evoluăm. Bine să nu mai ieșiți în față niciunul dintre politicieni, deși uite că se întâmplă, cu incidente de genul celor care au fost în prima zi a debutului campaniei electorale, în care lumea de afară ne vede ca un oraș de huligani, în care primarul dă cu pumnul, în care primarul spune minciuni și așa mai departe. Noi la Partidul Social Democrat am luat acea noapte, acel start de campanie electorală, așa cum am făcut-o întotdeauna, cu un aer tineresc, un aer de optimism, fericiți, ne-am dus să începem un eveniment care pentru noi este campania electorală. Și într-adevăr ne-a dezamăgit și pe noi foarte mult. Da, nu ați fost și dumneavoastră atâțați? În piață am fost provocați, dar n-am dat curs acelor provocări. Noi așa cum observați și în emisiunea asta și de-a lungul campaniei electorale o să observați, noi venim cu proiecte în fața oamenilor. Nu venim să arătăm cu degetul nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla. Treaba lor ce fac, noi vrem să demonstrăm prin probitatea noastră morală și profesională tuturor, cu ceea ce am făcut noi, demonstrăm prin proiecte ceea ce vom face și prin omul pe care îl avem în față, pe Ciprian Florescu, care cu siguranță, datorită a tot background-ul lui pe care îl are, a demonstrat deja că poate, are bune intenții și va fi un primar extraordinar. Și o să observați că în 4 ani de zile lucrurile vor fi cu totul altfel și vom avea cu totul alte topicuri de discuții, pentru că mare parte din ceea ce arătăm acum cu degetul se vor fi terminat problemele. Pentru că noi ni le-am pus, ați observat deja cu sănătatea, nici n-am terminat, mai avem proiecte de sănătate,
Așa au fiecare consilier pe cultură, Ciprian le are notate pe toate și toate se vor derula corespunzător. Avem finanțare pentru tot. Avem sursele găsite. Avem, cum a spus și Armand mai devreme, persoanele imediat cum se câștigă alegeri la care se știm va... Știm exact unde să mergem, ce să facem. Deci nu veți pierde timpul. Absolut deloc. Nu veți aștepta ca noi târgujenii să stăm să vă așteptăm 3 luni de zile ca să vă certați în consiliul local. Dacă luați lista noastră electorală, o să observați că sunt oameni care știu cu toții ce au de făcut. Da, și nu trebuie să vă uitați doar în locurile pe care le considerăm noi eligibile. La Consiliul Județean deja cred că o să luăm eligibil, mă gândesc eu, 17. Nu vă uitați doar acolo. La primărie 12-13 locuri. Nu vă uitați doar acolo. Uitați-vă la întreaga listă. Să vedeți că până la ultimul sunt oameni de calitate. Sunt oameni de calitate. Și foarte mulți tineri. Foarte, și foarte unde vă tineri. Sunt oamenii cu probleme? Că nu aveți oameni cu probleme. Celelalte partide, sau cel puțin PNL-ul, ne-a demonstrat că a venit cu oameni cu un trecut chiar infracțional, dacă pot spune așa. Oameni cu probleme, oameni care în prezent sunt cercetați în dosare penale. PSD-ul a avut maximă grijă să-și pună oameni de calitate pe listă. Eu am și spus că aveți cea mai bună echipă de aleși. În momentul în care... Am avut o și ședință. S-a trecut de orgolii, cred că înainte de orice. Nu s-a trecut de ele, dar să vedeți de ce. Acum câteva luni, când am avut o ședință la partid, s-a anunțat, uite, cine vrea să își depună intenția de candidatură pentru Consiliul Local, îl rugăm să vină și cu un proiect sau mai multe proiecte în spate. Și atunci toată lumea, deci toți membrii ai Partidului Social Democrat, filiala Târgu Jiu, au avut posibilitatea să participe la... Această selecție de proiecte, selecție. Să zicem și așa. Eu sunt new entry, eu n-am făcut politică până acum. Deci nu am făcut politică. Cred că ați observat că și din rândul nostru au fost care au părăsit organizația. Cu siguranță. Dar nu au venit cu proiecte. Nu, dar n-au venit cu proiecte, au venit numai cu acea intenție. Și sau apoi, cu dorința, sunt în PSD de 20 de ani sau de 15 ani. Asta nu e o virtute să fii de atâția ani. Trebuie să și faci ceva, trebuie să demonstrezi ceva. Sau să vrei să faci ceva în următorii 4 ani. Iar Ciprian Florescu a avut această idee. N-am nevoie de copii, de șpăși, de oameni... Cu probleme în spate? Nu, oameni care vor să facă și care știu ce vor să facă. Da, știți ce este important? Că i s-a dat și mână liberă să facă da, acest lucru? Da, i s-a dat, pentru că domnul... V-am spus să Partidul Social Democrat este o democrație totală. Nu mai e partidul ăsta ce știați dumneavoastră de acum zeci de ani. Nu, Partidul Social Democrat s-a reformat. Într-o reformă. Pentru că domnul Weber are o deschidere foarte mare către tot ce înseamnă performanță. Cu cât ești mai performant, cu atât ai șanse mai mari în Partidul Social Democrat. A zis, gata, stop cu orice fel de discuții, de oameni discutabili sau... Nu. Cine merită, e acolo. Cine vine cu proiect, e acolo. Și drept dovadă vă dau exemplu meu, uitați, Tibi. Nu sunt oameni care nu au serviciu și se duc în Consiliul Local ca să mănânce o pâine. Nu e nimeni fără serviciu. Toți au o carieră profesională în spate, sunt specialiști în domeniul lor de activitate. Toți vor să-și pună la dispoziție ceea ce știu pentru municipiul Târgu Jiu. Cum spune și jurământul, pentru propășirea spirituală și materială a localității noastre. Eu sper să vă văd acolo în Consiliul Local și sper să vedem un Consiliul Local în care există înțelegere. Nu zic că noi jurnaliștii nu ne dorim un pic de circ, că asta este. Cei circul din PNL se vinde. Vor fi în opoziție și o să aibă un număr minor, un număr prea mic de consilieri local ca să mai conteze. O să facă destul de gălăgie și nu o să ne interese. Vor face gălăgie, dar știți cum? Este important ca și gălăgia aceea să fie constructivă. Nu facem circ doar de dragul de a face circ. Nu ne punem poalele în cap doar ca să facem, să arătăm că nu suntem lăsați să lucrăm. Noi trebuie să le realizăm. Nu ne vom încurca de nicio opoziție. Cât de mică, cât de mare, noi avem aceste obiective și trebuie realizate. Da, și sunt obiective realizabile. Nu venim, cum ziceai... Chestii futuristice. Da, cum ziceai și tu, cu spitale, cu mocănițe și cu lucruri care nu... Practic, ele nu sunt realizabile. Venim cu lucruri palpabile. Ar fi foarte bune. Acum să nu mă înțelegeți și un spital nou. Dar nu se poate acum. Uitați, avem Casa de Cultură. E ok, prevede pe o proiecție bugetară pe 20 de ani de acum încolo. Da, cum se face că și această Casa de Cultură, am văzut că astăzi se margea foarte mult din partea PNL pe Casa de Cultură. E cald înainte de alegeri. Cum atâția ani nu s-a făcut nimic și acum... O să intre în reabilitare. Dacă s-ar putea chiar mâine, ar fi excelent. Haideți să vedem. Eu nu cred că e chiar așa. Probabil că au fost semnate niște documente tocmai datorită acestei campanii electorale să mai câștige câteva voturi. Ar fi bine să fie campanie în fiecare an, așa, ca să fim sigur că se mișcă ceva. Stați să vedem dacă
într-adevăr, se va și pune în operă ceea ce a scris în contractul respectiv. Sau dumneavoastră în mass media ați văzut ce a scris în, ce scrie în contractul respectiv? Din păcate nu, și vă spun și de ce. A fost semnat? Dacă în perioada în care domnul Florin Cârciumaru și Aurel Popescu erau la primărie, exista o transparență destul de mare și o legătură foarte bună cu mass media, indiferent că mass media era împărțită în, nu știu, a puterii, a opoziției, a de mijloc sau nu știu cum era. Ei, acum, în ultima perioadă, noi n-am mai văzut o conferință de presă, n-am mai văzut un comunicat de presă, nu am văzut nicio încercare de transparență. Mi-aduceam aminte că primarul ne promitea că va afișa toate documentele, toate contractele, toate alea pe site-ul primăriei, dacă dumneavoastră ați văzut, le-ați văzut, așa le-am văzut și eu. Tocmai, aviz celor care au puterea în mână, ștampila de vot, pentru că trebuie să o dea acolo unde trebuie, pentru că aceste proiecte se îndeplinească. Noi ne dorim pentru Târgu Jiu un Târgu Jiu prosper, un Târgu Jiu în care cultura și sănătatea să fie pe primordiale și din acest motiv echipa Partidului Social Democrat va trebui să aibă majoritate, să aibă primarul, să aibă președintele Consiliului Județean. Astfel, cu siguranță, vom reuși să punem în practică aceste proiecte pe care le avem și nu sunt proiecte grandioase, să știți. Sunt proiecte realizabile, proiecte necesare, pentru că și târgujienii și gorjenii au dreptul la servicii de sănătate corecte. Au dreptul să fie sănătoși, au dreptul să fie tratați în condiții europene. Suntem un municipiu reședință de județ în secolul 21, un oraș european și trebuie să ne adaptăm și să fim egali cu cei din Uniunea Europeană. Și acest lucru se va întâmpla în mandatul Partidului Social Democrat. Apropo de președintele la Consiliul Județean și de candidatul dumneavoastră, colegii, să ne ajutați și cu un spot pentru următoarele 2 minute. Camera drum contează? Contează. Pe unde mergi, pe unde treci și la cine ajungi. Nu contează ce distanță parcurgi, atâta timp cât te bucuri de deplasarea ta. Infrastructură bună atrage un tranzit industrial benefic județului nostru. Ori de câte ori te pui la drum, îți dorești o călătorie liniștită și în siguranță. Fluiditate și confort sunt principiile pe care ne bazăm. Baza unei societăți în creștere este direcția ascendentă către un drum care se numește dezvoltare. Se cunoaște de dimineață. Alege drumurile județene din Gorj. Am revenit, domnilor, doamnelor, domnilor, alături de mine se află Armand Land și Tiberiu Tătaru, ambii candidați la Consiliul Local la aceste alegeri din această lună, 27 septembrie, din partea PSD. Mai avem foarte puțin timp din emisiune. Aș vrea, dacă puteți, să concentrați câte un mesaj către cei care ne privesc de acasă, către cei care se vor duce la urne. Știu că târgujienii sunt responsabili. Sper că vom avea o prezență masivă la vot și știu că PSD nu va mai repeta greșelile de acum 3 ani de zile.
Cu siguranță așa este. Cu siguranță ați văzut că Partidul Social Democrat a învățat din greșelile lui, pentru că nici noi nu am fost întotdeauna într-adevăr așa cum ar fi trebuit. Acum am învățat din greșeli, am schimbat toată echipa, suntem toți oameni tineri, oameni foarte capabili din punct de vedere profesional și în plus față de ce am spus mai devreme, am mai avea un obiectiv pe care vrem să-l realizăm în anul 2021, care are termen clar, trimestrul 3, anul 2021. Este vorba de realizarea sistemului de balizaj și iluminat al heliportului, care costă undeva în jur de 1 milion de lei și se va face cu fonduri de la bugetul de stat. Acest lucru îl vom realiza cu siguranță anul viitor, pentru că în acest fel pot să circule elicopterele în scop medical, inclusiv noaptea. Lucru care în acest moment nu este posibil. Dacă tot ziceați că trebuie să închei, nu știu cum a zburat timpul atât de repede. Foarte rapid. Eu mi-aș dori ca târgujienii să înțeleagă faptul că din luptele politice niciodată nu va avea nimeni de câștigat. Astfel încât la Consiliul Județean, la Consiliul Local al Primăriei Municipiului Târgu Jiu, avem nevoie ca primarul și consilierii să fie de aceeași culoare în majoritate. Drept pentru care Partidul Social Democrat, având și cea mai bună ofertă, pe de o parte, de oameni, ca probitate morală și profesională, pe de altă parte, ca proiecte, care sunt toate realizabile și toate au termene, îmi doresc ca oamenii, colegii, prietenii, vecinii noștri, să voteze Partidul Social Democrat. Domnule Land. Târgu Jiu, un loc numit acasă. Eu m-am întors acasă, toți avem rude, prieteni, plecați, trebuie să venim acasă. Avem cea mai bună ofertă pentru nou Consiliul Local, cea mai bună ofertă pentru primar, oameni tineri, oameni capabili, oameni serioși, oameni care știu ceea ce vor. Și mai mult de atât vrem și putem să facem, să schimbăm orașul ăsta în bine, pentru că este un oraș extraordinar de frumos. Județul Gorj este un județ minunat și avem atât la Primăria Târgu Jiu, cât și la Consiliul Județean, doi oameni capabili, doi oameni serioși, doi oameni tineri, doi oameni cu viziune, care vor și vor putea să schimbe lucrurile în bine în orașul Târgu Jiu și în județul Gorj. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în emisiune, pentru mesajele curate pe care le-ați transmis cu acuratețe către cetățenii municipiului Târgu Jiu. Sunt sigură că cei de acasă v-au urmărit cu plăcere și chiar au așteptări din partea dumneavoastră. Nu e de glumă, nu vrem să glumim cu municipiul Târgu Jiu, nu vrem să glumim cu viitorul acestui oraș. Astfel că știți cu toții că suntem cu ochii și pe dumneavoastră și pe contracandidații dumneavoastră, deoarece vrem să îi alegem pe cei mai buni dintre cei buni. Mulțumesc mult, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Mulțumesc pentru că urmăriți Ora Adevărului atât pe Sud FM în direct, pe 92,3 FM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă mulțumim că încă de acum, că pe data de 27 septembrie veți fi responsabili și veți merge la vot. Mai lansăm în emisiune un ultim spot electoral, dar ne luăm la revedere acum. La revedere, weekend plăcut, ne revedem luni la aceeași oră. Ora Adevărului, nu uitați! Copiii, tinerii reprezintă viitorul județului nostru. Familia este instituția în care ne formăm ca oameni, iar bunăstarea familiilor este dezideratul nostru. Vom continua să investim în grădinițe, școli, licee și colegii. Bunicii noștri sunt și ei prioritari. Susțineți și votați echipa PSD Gorj.